Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Iată, avem la bază un Volkswagen Passat B8 2015-16. Am făcut un proiect care l-am mai realizat și pe o variantă sedan și acum avem la bază o variantă combi. Nu prea am vrut să-i fac filmare, dar am zis hai că totuși să vă arăt câteva dintre lucrurile care le-am realizat. O să fac o filmare rapidă cu trei chestii. În prima și în prima fază o să vă pun o secvență din canalul nostru de TikTok, Sandu Hifi, unde am prezentat această mașinuță că a venit total fără modul de Apple CarPlay și am realizat conexiunea originală de Apple CarPlay. Da? Deci am realizat în prima fază să aibă Apple CarPlay și Android Auto pe varianta cu fir. Și odată acționată, tot n-am reușit eu să vă arăt androidizarea cu un Volkswagen din ăsta generația de 1001, da? Și să vă arăt exact cum funcționează. Dar tot această mașinuță a primit proiect de cameră față, cameră spate. Ce ar fi în felul următor. Iată, eu dacă mă introduc acum și introduc în marșalier, da? Iată, mi-a intrat în mod de cameră marșalier sistemul fără absolut nicio problemă, da? Bun, senzorii s-au mutat în stânga. Frumos, numai că acest conflict îl are camera cu acest monitor, ca norocul, și nu pot să îl filmez într-un alt mod. O să încerc să văd dacă cumva din greșeală cealaltă cameră mă vede corespunzător, da? Dar iată că și ea mă vede tot așa, în dungi, așa că n-am cum să, iată, și el îl vede în dungi, deci nu este problemă cu telefonul, este problemă cu conflictul între lentile, da? Iar acum ce o să fac rapid, am să deschid ușa, am să fug în spate și să vedeți o secțiune unde, iată, eu i-am pus acest sistem care îl vedeți, este montat de noi, această clapetă, ok? Care se va retrage după ce nu mai lucrează. Iată. Deci în mod de acționare, în mod de manșalier, ea este retractabilă sau în momentul de față, eu practic îi deschid haionul, ok? Și în momentul când introduc în manșalier, ea mi se deschide. Totodată aici sunt numărul de matriculare, eu am pus o cameră frontală care va fi capabilă să vadă până în capătul străzii. Da? Deci până în capătul străzii și de aici totodată până în capătul străzii. Avem un soare foarte puternic afară. Iar acum vă voi arăta acționarea. Da? Bun. Deci, acționarea camerei de față o fac într-un simplu mod. Iată, apăs aici și iată ce mișto, ea îmi prezintă camera frontală. Ok? Unde eu am o cameră superbă care are 6 tipuri de comutări imagine. Dacă aș avea norocul, iată, și cred că am norocul să vină o mașină, din partea stângă, eu sunt full obturat și n-aș putea să văd dacă îmi vine cineva. Am 6 tipuri de comutări imagine. Asta înseamnă că în modul în care eu apăs o dată pe buton, îmi lupează fața, după câte observați. Mai dau o dată, îmi deschide mult mai tare cele două unghiuri, atât din stânga, cât și din partea dreaptă. Da? Deci dacă observați, e ceva demențial. Mai apăs o dată, am posibilitatea superbă să mă apropiu de orice obstacol, de o bordură și să văd la bordură milimetric o parcare cu botul cu fața. Așa am o variantă unde pot să am 180 de grade sus și două variante foarte larg deschise în partea de jos unde aș putea vedea dacă s-ar apropia cineva. Iată cât de larg vede până în capătul străzii și cât de larg vede și aici. Bun, după care dacă mai apăs o dată, este capabil să-mi vadă 180 de grade sus și partea de bordură de jos. Mai apăs o dată, îmi revine într-un mod original. Deci, ea este o cameră foarte superioară, ceea ce nu o să puteți să vedeți pe niciun tip de Volkswagen într-un mod original. Iar eu, în momentul de față, dacă introduc maneta elegant în manșalier, da, îmi pun camera de spate, extrag maneta din manșalier, ori până la 5 la oră îmi rămâne activ cât senzorii, ori dacă nu apăs pe partea de senzor și el practic îmi stă activ cât timp vreau eu. Prin apăsarea de butonului în varianta aceasta îl extrag, în varianta aceasta îl expun. Iată, cât timp vreau eu. Și vreau să zic că acesta este proiect pe mașină pe Passat B8 Combi. Da? Hai să vă arăt o situație în care, iată, va veni o mașină. Vreau să vedeți când începe să-mi apară în cadru. Da? Uite, iată că vine, uite. A parcat acolo la spălătorie. Fiți atent unde a parcat acea mașinuță. Uite, aia neagră de acolo. De-aia zic că am văzut-o că vine, dar uite, mai vine un Matiz, da? Hai să-l vedem, acel Matiz care vine, numai să ridic intensitatea camerei
și să vedem. Depinde fiecare mașină cât de tare are spatele. Uite-te, uite, vine, 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 vine. Eu n-aveam cum să-l văd absolut de aici în acest mod deloc. Bun? Ok. Acum, hai să continuăm și hai să vedem toate posibilitățile ce le mai avem. Deci v-am arătat în principiu camera, funcționalitatea, utilitatea. Ies, intru, fac cum vreau și îmi fac toată treaba. Ok. Acum, după câte v-am zis și o să vedeți că o să fac acum o pauză, da? Chiar o să fac o pauză, o să închid acum videoclipul și o să fac o tăiere de film unde voi implica un fragment din TikTok care l-am introdus, unde am prezentat că această mașină nu are varianta de Apple CarPlay. Aici zicea că utilizați, luați legătura cu cei de la reprezentanță sau să introduceți un cod, ceea ce lucru noi am făcut, așa că hai să-l vedeți după activarea noastră cum se comportă sistemul. Hei, salutare TikTok și bine v-am regăsit la Sandu Official. Iată, ai un Passat B8 sau orice variantă de mașinuță care are practic App Connect-ul și nu ți-a activat, da? Ei, pot să fac asemenea realizări în cazul în care doriți și multe, multe altele. În această variantă, iată, el este total în modul inactiv. Imediat o să-l vedeți în modul activ și după ce-l activez, o să văd dacă pot să-i pun și Android box-ul meu, dacă va fi funcțional. În unele cazuri este bine de știut ce tip de USB are. În varianta când ai USB aici și ai USB în cotieră, 100% putem să-l facem. În varianta când ai doar în cotieră, acolo este cu semnul întrebării. Va fi tot ce înseamnă Android Auto și va fi Apple CarPlay pe varianta cu fir, nu va fi fără fir. După aia eu vă pot da un gadget ca să poți să-l faci fără fir. Am gadgeturi diverse pentru această operațiune, fără probleme, sau am sistemul de Android Box care va fi disponibil pentru el. În cazul acesta poate o să-i mai fac inclusiv și varianta a doua de proiect. Dar hai să-l activăm, hai să vedem că va fi funcțional, după care să vedeți dacă aveți nevoie de asemenea gadgeturi. Știți bine că vă stau la dispoziție. Hai să-i dăm bătaie. Bun, ok, acum în principiu v-am arătat partea de cameră, da? V-am arătat partea că s-a activat partea de Apple CarPlay. E acum să vă prezint de la la Z ce înseamnă un asemenea gadget când ai Apple CarPlay activat pe o mașină. Dacă ați observat mica secvență de TikTok, da? Intru la media și aici partea de, ia să vedem, unde meniu, aici la meniu, App Connect-ul practic era total dezactivat, deci nu era activ. Îmi scria că să beneficiez de serviciile care necesită să mi le activez și tot. Noi am realizat acest lucru, ceea ce vă îl pot oferi cu mare drag în foarte multe variante, da? După ce am făcut această chestie, bineînțeles că îmi iau telefonul Android sau oricare, îl înfig în USB și odată înfipt, el îmi merge Android Auto și merge Apple CarPlay pe bază de cablu. Ei, acum o să vă arăt un gadget care e revoluționar, care l-am montat, nici nu vreau să vă zic pe ce mașini, inclusiv el l-am montat pe Dodge Challenger 2023, pe Chevrolet Camaro 2023, Lamborghini Urus, două bucăți, Maserati Levante, Mercedes S-Class W223 2023, Maybach 2020, foarte, foarte multe variante, nici nu pot să știu cât de multe, pe cât de multe am reușit să le instalez aceste nebuneli, da? Care este un gadget minunat, foarte ieftin și foarte util. Ce face? Iată, doar îl iau, doar îl introduc, da? Nimic altceva. Ok, dar să și filmez, să și îl introduc. Și nu-i fac absolut deloc nimica. Iată, după ce el va intra în acțiune, îmi va da singur un mesaj, aștept un pic până se calibrează touch-ul și tot, și el practic îmi va porni sistemul într-un mod full simplu. Iată, conexiunea se realizează, da, prin dispozitivul utilizat și iată ce minunat, îmi intră și îmi scrie Android, da, deci el îmi face Android sistemul instant, fără să-i fac absolut deloc nimic. Cu telefonul cu care filmez, da, îi ofer inclusiv și internet sistemului, așa că el de acum încolo, iată, s-a și conectat, dacă vreți derulați un pic înapoi, nu i-a făcut nimic, s-a și conectat pe Wi-Fi, fără să pun absolut deloc mâna pe el. Un lucru foarte important care m-a învățat un client, ca să zic, eu îți urmăresc vlogurile, dar vorbește un pic ca să înțelegem și pe înțelesul nostru, da? Cum trebuie să-i faci internet? Internetul poți să-i dai hotspot, da, sistemului, sau internet poți să-i bagi o cartelă aici, SIM, da, 4-5G, fără probleme și poți să ai internet permanent, fără să-i mai dai absolut deloc nimic ca hotspot sau ceva.
Foarte important, o să vă arăt, da, trec un pic peste un meniu. Doar să-l apăs corespunzător, că dacă l-apeși numai așa, nu merge, trebuie un pic apăsat corespunzător, da? Așa, este acest meniu care o să vi-l prezint oricum imediat, este Android Auto și Apple CarPlay când îți va putea fi conectat dispozitivul tău cu dispozitivul meu, adică telefonul tău cu acest sistem, cu acest gadget și îți merge full Wi-Fi, nu mai ai nevoie de cablu să introduci deloc nici în față, nici în cotieră, nicăieri, totul îți va merge într-un mod superior, full wireless. Există gadgeturi, o să vi le arăt și pe acelea, care ce fac în cazul în care tu ai un Apple CarPlay wireless, pe cablu, poți să ți-l fac full wireless fără nicio problemă. Lucru ce și pe CR7, pe Touaregul nou și pe Audi A6, C8 sau A7, C8 sau A8, C8, toate variantele pot să ți le fac deja în varianta aceasta de full Wi-Fi, am posibilitate fără să dau niciun gadget. Bun, și atunci hai să începem de la început să vedeți ceea ce nu o să vedeți dumneavoastră niciodată pe aparatul dumneavoastră, exact așa, sau pe multe alte mașini, exact cum am zis la toate Mercedes-urile noi, la toate Range Rover Velar nou, Ford Explorer, Ford Ranger, Raptor 2020 și la multe altele, am zis că nu o să aveți ceea ce vă arăt acum. Message, settings, phone, astea trei nu ne interesează. Sistemul de telefon va necesita a fi conectat cu telefonul dumneavoastră în cazul în care utilizați acest box, pentru că el intră în modul de Apple CarPlay și atunci asta este un alt mod de a utiliza sistemul de Bluetooth. Dar asta în cazul în care ajungeți la mine sau doriți dispozitivul, o să vă anunț. Apropo, toate aceste chestii, gadgeturi ce vi le arăt, eu le comercializez, le găsiți pe www.soundidentity.ro. Vedeți site-ul jos, site-ul sus, la finalul și la începutul clipului, plus în descriere aveți și număr de telefon și tot, în cazul în care vreți să ne sunați sau vreți să comandați online, oricum vă arăt imediat tot ceea ce vreau, cum puteți vedea camerele și toate cele, pentru că toate aceste produse, cameră față, cameră spate, integrare în sistemul existent, pot să vă schimb aparatul cu totul, care are deja Apple CarPlay și multe altele și toate cele vi le pot realiza și vi le pot comercializa eu pentru mașina dumneavoastră. Totul este să ne contactați. Și atunci hai să trecem mai departe, da? Așa, iată că el mă simte când vin aproape. Deci sistemul de telefon trebuie utilizat așa. Hai să vedem puțin Google Maps-ul, care Google Maps-ul de zile întregi nu merge cu comandă vocală, este updatat, este tot, dar din ceva motiv anume nu îmi funcționează. Așa, dar nici pe navigațiile dedicate la care le fac eu, cât așa zis, software, da? Ia să încerc să văd dacă cumva reușesc, da? Ia să văd dacă îl pot forța, dar nu vrea să-mi ia. Haide, nu-mi ia. Bun, dar oricum merge comanda vocală, o să vă arăt imediat de ce, pentru că pe, în partea de YouTube și toate cele, acolo merge perfect. Aici pe Google Maps, nu știu de ce, nu se activează. Ok, i-am dat o adresă, Audio Tuning Center. Asta o faceți și cu tot ce înseamnă Android Auto, cu tot. Dar iată chestia asta, nu o să poți face, să vezi Street View, da? Și să vezi ceea ce vezi tu în această situație, da? Această chestie, hartă cartografiată dublă, nu o să poți avea. Și îți mai arătăm cu o chestie ce tot nu o să poți avea. Iată, se face și un split screen, da? În cazul în care chiar vrei să ai două surse de navigație. Iată ce mișto, poți să ai și Waze-ul și Google Maps-ul instant, amândouă prezente pe acest dispozitiv, da? Deci ambele sunt, iată, disponibile, două surse de navigații instantaneu, da, pe un singur gadget. O să vă arăt când o să fac, pot și iGo să-l pun aici și Netflix-ul sau YouTube-ul cu iGo sau Waze-ul cu iGo sau orice combinație și dacă vreau îl țin pe unul sau îl țin pe celălalt. Vreau să vă zic că deja mi-au apărut și aceste gadgeturi inclusiv pentru BMW, dar pentru că BMW are o altă variantă de a implica acest sistem de androidizare, pentru că el are din start full wireless partea de CarPlay. Ok, hai să mergem în continuare. Deci acest sistem de Google Maps nu o să-l vezi niciodată pe o mașină originală, în mod original. Phone, Home, APK installer. La APK installer aici putem, da, aproape, uite, dacă îi dau pe Home, ies în dispozitiv. Dacă îi dau pe Apple CarPlay, intru înapoi, da? Bun, la APK installer aici acum am câteva aplicații, le pot accesa. Dacă n-ai Bluetooth audio, e de acum poți să ai, pentru că are BT Music sistem. Ceea ce v-am explicat la partea aceasta de Android Auto, Apple CarPlay, în acest caz, deja poți să-l ai în variantă fără absolut deloc nici o conexiune prin ceva dispozitiv, da? Deci, păcat că n-am acum un Apple, că dacă aș avea un Apple, v-aș face o mică demonstrație că ce elegant merge. Bun, acum să mergem mai departe
ce putem face dacă nu intra în partea de Chrome, unde din start îi dai Sound Identity și te duce direct în website-ul nostru, care, repet, este activ. Puteți să cumpărați gadgetul de acolo, puteți să ne sunați să vi-l oferim cum doriți dumneavoastră, puteți să-l plătiți cu card aici. Și iată cum poți să-l găsești. Înainte să vă zic că mă găsești pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok deja a apărut această postare, așa că pe TikTok puteți să vedeți mult mai repede tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Deci dacă sunteți curioși, acolo vedeți și o să vă arăt și WhatsApp-ul cum funcționează pe această variantă, scrisă, cu imagini, cu texte, ca și pe telefon. Bun, vrei să cauți un gadget, vrei o navigație, de exemplu. Îți dau o idee, da? Îi dai pe configurator, selectezi autonavigație, dacă vrei să schimbi toată navigația, da? După care selectezi marca, merge în jos la Volkswagen, da? Totul este cum îl apeși, că în rest merge foarte bine, dacă observați, nu-i cu lagul, nu-i cu nimic, numai să-l apăs eu corespunzător, așa? Și ce este asta? Passat B8, uite, Passat B8 2015-2000X, ok? Până în prezent, momentan. Și aici poți să vezi aparate de la 1000 de lei, da? Deci unul care deja e foarte mișto, îți începe de la 2000 de lei, uite, iată, acest aparat care este 2000 de lei, da? Bun, după care găsești multe alte variante, inclusiv și varianta Tesla am putea avea. Varianta Tesla înseamnă că ar fi, stai să vedem dacă avem aici o Tesla, să vă prezint, ok. Așa, avem deja și varianta de 8 GB cu 128 cu ecran de 2K. Așa, iată unde este, nici nu văd că este prezent, încă nu l-am băgat pe site, dar în curând vine. Sau avem deja și varianta Tesla, care este montată până jos, avem și proiect deja realizat cu această operațiune. Deci poți să vezi, dacă vrei, o navigație cu totul să schimb și dacă mă întreb de ce, rezoluția este mai bună, este mai rapid, mai puternic și mai tot ce trebuie. Bun, dar dacă vrei să iei acest gadget simplu, selectezi aici la, uite, modul Apple CarPlay și Android Auto, selectezi marca. Hai să vedem la Volkswagen dacă este introdus, pentru că noi acum introducem foarte multe Volkswagen. Și hai să vedem model, mai sus un pic, așa, model Passat B8 2017 sus, așa, de exemplu. Și hai să vedem ce avem aici. Aici avem modulul de Apple CarPlay, care l-ai integra aici și ți-ar merge sistemul fără fier în totalitate. Iată Android Auto, dacă vrei Android să-ți meargă fără cablu, full wireless, Android Box-ul care vi-l prezint acum, este el 1499, da? Sau modul de Apple CarPlay care se integrează la aparat, dar sincer el nu-și mai are rostul, pentru că dacă vă fac o dată chestia asta, e mai multe all-in-one. De ce all-in-one? Pentru că în cazul acesta, dacă ai acest sistem, tu deja ești, odată că ai Apple CarPlay pe baza lui, are Apple CarPlay mașină, da? Plus îl ai wireless, plus ai USB video, plus ai SD card video, cam cum are și el, internet 4G, tot ce vrei ai pe acest gadget. Contacte Play Store. Hai să intrăm la Play Store, unde eu intru odată la orice mașină care o prind. De ce care o prind? Pentru că eu, în acest caz, când prind o mașinuță, întotdeauna îmi caut update-uri, pentru că acesta este boxul meu. Asta nu vreau să-l vând, asta este al meu. Deoarece întotdeauna încerc să-l performantizez, să mai bag aplicații în ele și tot ce trebuie. Ba, iată, în spate, nici n-am observat, am un logo de Chevrolet, pentru că ultima mașinuță pe ce am pus-o a fost un Chevrolet Camaro 2023. Da, iată, intru acum aici și, de exemplu, îmi iau acest logo care îl vedeți, da? Bun, și iată, îi dau așa, îi dau Set Picture As și îi dau Wallpaper și iată ce mișto îmi arată această operațiune. În care, da? Iată, pot să-l setez cum vreau eu. Ok? Și în acest mod și caz, eu îți dau, iată, Set Wallpaper. Ia, unde-i? Așa, paf, și l-am și dat. Și acum, dacă eu ies afară, da? Iată că am logo de Volkswagen pe aceste operațiuni care le vedeți dumneavoastră aici. Ok? Bun. Deci pot să-mi personalizez logo-ul cum vreau eu. Hai să vă arăt o chestie ce nu o să vezi și acest gadget l-am avut mai demult și integram când nu existau aceste boxuri iGo pe sistemul original. iGo este un sistem de navigație superb care se poate, așa zis, personaliza ce limbă vrei tu, ce text și tot, da? Care merge în variantă 3D, 2D sau orice altceva și este full offline, nu necesită internet, doar poți să-l actualizezi odată la X timp. Ok? Deci sistem iGo, iGo primul, iGo normal, ce vrei tu. Ok, hai să vedem YouTube Music-ul, da?
care și el este aici în prezența noastră. Ok, pot să văd toate playlisturile din varianta de YouTube Premium, dacă am așa ceva. Acum, dacă tot suntem pe secțiunea de YouTube Music și astea, YouTube Video lăsăm la urmă, iată Spotify-ul, pot să-l am fără probleme. Și el este logat la noi, deci toată viteza depinde tot de varianta de internet. El funcționează foarte bine, dacă vedeți, e responsiv și ce apăs, aia îmi face. Trecem un pic peste rândul de sus, iată, intrăm în SoundCloud, care și el este un sistem minunat de prezență de music, unde eu zic că găsești mult mai multă muzică ca pe YouTube, adică total altceva față de YouTube sau Spotify. Este puțin mai diversificată variantă de SoundCloud. Bun, acum hai să trecem iară la ceva ce nu o să vedeți niciodată pe un sistem original. Iată Digi Online. Deci Digi Online este un sistem de televiziune foarte superb, care ce face, da? Dacă ai abonament la Digi acasă la tine, ce e mai simplu, dacă nu te uiți ce ai tu acasă? Iată, îi dăm Digi 1 ca să pornească, Digi Sport 1 ca să-i pornească partea ce aceasta, iată, de sport. Uite, Digi 1, Digi 2, Digi 3, Digi 4, cât vrei tu, da? Iată ce e mișto. Poți să vezi fotbal, poți să vezi ce vrei tu, important e să ai doar abonament la Digi și atunci tu poți să îi dai și alte opțiuni ce vrei. Poți să te uiți la ciclism, la atletism, la ce vrei tu. Acum dacă mai prindem pe un Digi careva o secțiune de genul, unde avem partea aceasta de fotbal, iată, poate găsim și alte sporturi, dar sunt tot ce este pe Digi 1, 2, 3, 4, le găsești, da, iată, hai să băgăm, cred că am băgat Eurosport, poți să bagi HBO, poți să bagi ce vrei tu, iată, aici avem tenis, da, uite, Film Now, HBO, hai să vedeți că merge și HBO, poți să pui HBO Max-ul, poți să pui Prime-ul, Pro TV-ul de la, iată, și HBO, ok? Iată, aici poți să pui Prime TV, poți să pui Disney Channel, Disney Plus, ce vrei tu. Dar dacă tot vorbim de puiuți, hai să vă arăt o secțiune și pentru ei. Numai un pic, să-l închid pe ăsta. Apa, așa, nu știu ce am dat aici. Nu, configurăm nimic, a? Factory. Așa, numai un pic, am apăsat eu pe ceva greșit. Nu știu unde am putut să mă bag. Tot aici la partea aceasta de Digi și intru aici la categorii și intru la copii, da? Și la copii, iată, am ce vreau eu, am Disney Jim Jam, Disney Junior, da? Iată, Disney Channel, tot ce vreau eu, da? Hai să-i dăm tra-la-la, am înțeles că ăsta e cel mai popular, așa zis, iată, cea mai populară variantă de desene animatele pentru puiuți. Deci nu știu pe ce am apăsat, uite aici pe play, da? Și atunci eu pot de aici să-mi selectez ce mai vreau eu, iată, Cartoon Network de pe vremea noastră, când erau copiii mei mai mici un pic, ok? Am și Cartoon Network, am și, iată, Disney Junior, Disney Channel, tot ce vreau. Dar bine, dacă ai abonament ca și pe Netflix în varianta ta de Disney, da? Atunci poți să ai și Disney să ți-l bagi aici sau oricare altă aplicație. Dar dacă vorbim de asemenea gadget-uri, de ce să nu vorbim și de Netflix, tot pe Golf 7, da? Sau pe Passat B8 sau pe oricare din varianta Audi Vag sau oricare altă. Iată, ai tot ce este pe Netflix disponibil aici, fără probleme. Deci tot ce vrei găsești pe această platformă. Lucky cam ar fi în cazul în care ți-aș pune o cameră de vedere, pentru că poți să pun camere de vedere, să extrag acest plastic, să pun alt plastic și să ai cameră de monitorizare atât față cât și față spate, atât 4K cât și varianta Full HD față spate, da? În cazul în care conduce bunica, mămica, tăticu, bunicu sau oricine altcineva și nu se poate, așa zis, apăra verbal și cu minte în trafic și cineva îl agresează, se provoacă orice conflict, orice deranj în față, vine până aici de la stâlp, este înregistrat audio, deci dacă înjură să face orice alte nebunări, plus poți să ții mașina în siguranță în orice variantă, deoarece tu poți să înregistrezi atât pe varianta statică cât și în varianta de deplasare, deci este ceva puțin mai diversificat. Și poți să-ți fac, dacă ai acea cameră care putem monta tot de la noi, puteți comercializa tot de pe site-ul nostru, tot prin noi, da? Prin Lucky Cam-ul respectiv, poți să-l vezi inclusiv pe această aplicație. Bineînțeles că Waze-ul nu este o mare scofală, pentru că mai nou Waze-ul este o platformă care o poți vedea prin, și prin Android Auto, prin fir, prin cablu, prin tot, da? Care, iată, ai tot ce înseamnă trasee închise, tot ce înseamnă partea de drumuri închise,
accidente, poliție, blocaje sau orice altceva. Vă arăt o chestie tare revoluționare care nu o să o vedeți, WhatsApp-ul, doar că puțin trebuie să îmi deschid eu aici o altă conversație, da? O să vin foarte departe, să nu puteți vedea, ok, să se blureze tot. Și după care, iată, de exemplu, poți să citești WhatsApp-ul cu poze, cu totul, tot, de la Z, exact ca pe un telefon mobil, poți să-ți utilizezi partea de WhatsApp. Next! Avem TikTok, unde ne găsiți pe TikTok, pentru că pe TikTok deja am postat această variantă de proiect, da, plus multe altele, da, iată că îi dau și este, credeți-mă că am client care a venit exact pentru treaba asta, că vrea TikTok pe mașină, Doamne ajută, eu sunt bucuros de el, uite pe prietenul meu Hristos, așa, dar dacă intri aici pe profilul meu, e, iată, aici poți să dai de Sandu Hifi, da, așa, unde ne găsiți pe profilul nostru de TikTok și puteți să vedeți foarte multe nebuneli. Iată, acest gadget ultima oară l-am pus acum pe Dodge Challenger, da? 2023. Urmează Chevrolet-ul, pentru că ați văzut logo-ul. Abia acum l-am scos din Chevrolet și am terminat și a plecat și între timp am terminat și Passat-ul. Deci astăzi va fi și Chevrolet Camaro. Da? După el, după care o să vedeți și ultima variantă când va apărea și partea de acest Volkswagen. Aici vedeți foarte, foarte, foarte multe. Uite la Golf 7, am schimbat navigație și el merită să-l vedeți pentru că e ceva tare. Aici vedeți de la lumini ambientale, de la echipamentele Thor, de la... nici nu pot să vă zic, de la ultimele Maybach-uri, de la ultimele Mercedes-uri 2023. Tot aceeași chestie am făcut, iată, pe Kia Stonic, nici n-am auzit de el, de Hyundai-urile noi. Toate, uite, Mercedes-ul nou, cum a primit aceste gadgeturi, toate aceste mașinuțe primesc foarte multe gadgeturi, avem cheile inteligente, avem tot ce vreți, dar asta o să vă zic eu la final. Deci TikTok, Sandu Hifi, nu uita. Mai am încă două secțiuni unde vreau să intru cu dumneavoastră, este partea de VLC Player. Aici, de exemplu, avem ceva foarte simpatic, da? Iată că trebuie să îi dau, cred că foarte puțină melodie ca să îmi pornească, că nu cred că îmi pornește fără music deloc, da? Deci iată că nu vreau eu să-i dau redare de muzică. Îl și pun pe pauză pentru că se pare că fără muzică nu mă lasă, deci doar dacă îi dau așa un pic, da? Și încerc să vorbesc eventual mai tare ca să nu-mi prea absolut deloc muzica din fundal. Deci nu vreau restricție, deci dacă îi dau volumul 1, atunci el deja și funcționează, dacă îi dau volumul practic mai mare sau îi dau pe stop, iată că el nu mai funcționează absolut deloc, dar măcar hai să derulăm un pic și să vedem funcționalitatea și utilitatea lui, da, iată cât de ok este, măcar îl zăpăcesc să nu-și nu simtă, de exemplu dacă are control de muzică, partea de YouTube, am pus pe pauză, așa ca să nu depisteze nici măcar melodia de pe care este redată. Bun, nu-i place la YouTube, în cazul în care vrei să îți redai alte melodii, te poate respinge. Bun, și acum, în ultima funcție care vreau să vă mai prezint, este partea de YouTube. Țineți minte că v-am zis în partea de Google Maps că nu este capabil ca să recepționeze comanda vocală. Aparatul nostru nu are nicio problemă, ascultă. Sound Identity! Nici măcar nu i-am zis-o tare, deci n-am tastat-o sau n-am făcut nimica, da? Și iată că mă recepționează. Bun, aici vreau să intru puțin în detalii, așa, dacă îi dai pe această variantă de logo, care unde mă găsiți și pe mine cu această operațiune, foarte elegant, iată, mulțumesc tuturor care sunteți aproape 22.000x300, da? Pentru că urmăriți nebunile și proiectele noastre. Iată, am avut o lipsă de vreo lună de zile, dar de astăzi începe, să zic așa, Animalic să iară să încarc. O să încarc acum Dodge Challenger-ul 2023, Chevrolet Camaro 2023. Am pregătit deja filmarea cu Lamborghini Urus, cu Range Rover Sport-ul. Foarte multe chestii foarte superioare am, dar uite, se și vede și pe vlogurile noastre, iată, Bentley, Lamborghini, Porsche, Porsche 2023, SW223, SW222 și multe altele, pentru că noi facem tot ce înseamnă de la variante de lumini ambientale, de camere, de porniri din ceas, din telefon, varianta aceasta de sistem audio. Acum am făcut un GLC, am arătat un sistem audio mortal, deci trebuie să vă uitați la el, ceva super tare. Da, iată, și aici A6 C8-ul androidizat, am făcut A7-le C8-ul androidizat, am făcut acum un A7
cu un proiect foarte mare, deci iată și W223-ul, deci o să vedeți camere, chei, camera DVR care va tot zic, cheile inteligente, smart, sistem audio, navigații diverse, mici, mari, Tesla, integrare, și aici este Android Box-ul ăsta care vi-l prezint acum, integrare de cameră în sisteme originale, deci am făcut și în acest proiect, și pornire din ceas inteligent din telefon, iată Ford-ul nou, Range Raptor, cel mai nou, în care tot așa am băgat partea aceasta de Androidizare, deci cum să zic, am atâtea proiecte că sincer deja nu mai le contorizez ca și cât de multe sunt capabil eu să recepționez, da? Păi cele W167-2023, am făcut anul ăsta cred că în jur de 15-20 de mașini 2023 și toate una mai de care. Dar acum că v-am arătat în principiu toate variantele care le-ați putut vizualiza ce înseamnă să ai un asemenea gadget. Deci, punctul 1, trebuie să-ți fac să ai Apple CarPlay pe el, ceea ce poți să realizezi, numai că trebuie să ai întorpedo aparatul acesta care are două carduri SD, da? Și poți să-ți fac după aia să-ți activezi Apple CarPlay dacă nu l-ai activ și după aia poți să-ți dau acest mic box cu care poți să-ți faci tot ce înseamnă Apple CarPlay, Android Auto în full wireless sau să-ți faci full Android sistemul plus ceea ce v-am arătat, partea aceasta de camere care este foarte ușor și computabilă cu 6 tipuri de imagini, așa, și ceea ce este vizibil excepțional, costă 80 de grade și multe alte opțiuni de ale lui. Dar acum am făcut un final care vreau să introduc la mai multe videoclipuri de ale mele. Vă rog, urmăriți-l pentru a putea înțelege cum mă puteți contacta, cum puteți lua legătura cu mine, cum puteți contribui în tot ce înseamnă Facebook, YouTube, Insta, TikTok, peste tot ca să mă puteți găsi. Deci rămâneți aproape că acum vine un final care este pregătit pentru toate videoclipurile, să nu mai fac eu un anume final și să înțelegeți toate demersurile dacă vreți să mă contactați. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9, 19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hi-Fi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hi-Fi, ei, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi, da? Iată, aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus, bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes plus niște tweetere 4D demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat, să iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de
prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri, tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, 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 da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun. După care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Tor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Cât și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări, Tor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp, mă poți găsi 0722378512. Iată, acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului. După care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i zicem un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 ceva de produse, am 4313 navigații. Deci, uitați-vă, atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, 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 da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Ți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3, dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste... Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, cameră monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, am dat 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă card USD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei, dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față trafic doar față trafic plus parcare, față trafic fără parcare, adică în modul static nu-ți va filma. Aici, față spate trafic fără parcare. Următorul este față spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale mai nou, am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe, și hai să vedem un modul care este, deci tot, tot, tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot, tot, tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, în varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul, ți auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție, da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare, îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da? Model, uite, hai să vedem care are, e, de exemplu A3 Opel, da? Ok? Și aici poți să vezi, iată,
modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original. Ok? Sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu. Ia să vedem. Uite, Q5 8R 2018-2017. Da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 nou, 4M nou, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vrei o evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Tor Exhaust, selectez model Tor Exhaust și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, Tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care Tor, modul, da? Modulul central, care vi l-am prezentat, este atâta, un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, Cadillac, sunt 3 bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi. Da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8? Uite, așa. Îi dai A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă tot suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan, am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații. Marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu e site-ul, eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu, da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el, da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu pentru verificarea compatibilității, vă rog să ne sunați, așa? După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările vine-am dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi la în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu Hifi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sandu Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber. Momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri. Așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe ea, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul,
comenzi, instalări, tot, plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai home, videos, short, live, playlist sau acasă, videoclipuri, shows, live, playlist-uri, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici a reparat un Bentley Continental, aici a montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu, începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4e hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți, nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și toruri le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. Ei, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, baș, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzori de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsește aici câte sunt, da? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, unde vrei tu, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro, da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți, cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat, și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity, bye bye!